Salutare și bun venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A început un nou sezon și haideți să vedem care sunt noutățile. Avem aici un video de prezentare peste care o să dăm skip și suntem anunțați că a fost introdus acest nou skin de Champion's Tower, adică vedem că seamănă destul de mult cu Skeleton King-ul și că poate fi obținut din Pass Royal, dar doar pentru cei care au King de level 14. Bun, să vedem rezultatele. Am terminat cu 5970 de trofee. Destul de puțin am pierdut în ultima vreme și noul sezon se va reseta la 5485. Haideți să ne luăm și reward-urile. Avem comune, avem un 3 token epic. Avem wildcard-uri rare, 5000 de gold, ok, încă 25 de rare, un token comun pe care nu l-aș colecta încă pentru că îl vom pierde și vom mai aștepta un pic să facem niște trade-uri. Hai să ne luăm și de aici 1000 de gold. Ne uităm rapid ce avem în tier ca reward-uri. Da, vedem Tower Skin-ul de care spuneam. Pe varianta gratuită nimic interesant. Or acest cum se numea? Level Up? Nu. Royal Wild Chest, în care găsim garantat un champion. Bun, și la final avem Book of Cards rară, pe care oricum o vom lua ca și gemuri. Bun, ăsta e nouul sezon, deja avem oameni care și-au cumpărat pasul, hai să ne luăm și noi bonusul și să continuăm cu niște meciuri. În challenge ați văzut foarte bine, am reușit să câștigăm acel emote. Următorul challenge va începe abia peste o zi, ceea ce înseamnă că vom da un match de 1v1 poate. Sau towerul se va termina într-o oră. Vom reveni cu continuarea, să vedem care va fi reward-ul și din chest-ul de war. Bun, până atunci hai să dăm drumul cu primul meci. O să încercăm un meci de 1v1 în arenă. Și haide să vedem. Începem cu arcașele din spate. Trimitem și Valkyra și bineînțeles mini P.K.-ul. Om, depinde ce carte va pune. Va pune la acolo, ok, pune mini P.K. aici. Trimitem și Hog-ul și o stăm în Eros. Luăm ceva damage, ne luăm ceva damage pe partea dreaptă și nu reușim nici măcar un hit pe turnul din dreapta. Hai să vedem aici, ar fi bună Valkyra, încă nu avem elixir. Ok. Da, avem un adversar destul de bun. Vedem Valkyra la 14. Public Gang-ul de asemenea parcă era de 14. Încercăm din nou să vedem cum să-i spargem defensiva. Și plecăm din spate cu mini P.K. Încercăm Hog și Freeze. Ar trebui să ajungem pe turn sau măcar un Eros, nici nu știu. Hai să vedem așa. Ok. Reușim să ajungem pe turn cu Hog-ul. Dăm câteva hituri. Destul de importante. Punem Valkyra aici, azi în păcate targetează cel Inferno și un Eros inutil, nu trebuia să-l dăm sau să-l fi dat mai devreme puțin. Ok, atac destul de urât aici, nu avem ce să-i facem, să-l lăsăm să ne lovească turnul și încercăm din nou un push cu mini P.K. și Hog. Dăm aici un freeze.
aproape că scăpăm acolo de Inferno Tower, dar nu reușim să ajungem pe turn, din păcate. Ok, în continuare rămâne în viață acel knight, acel witch, și hai să încercăm un push mai agresiv un pic. Punem arcașele. Punem aici Valkyra. Da, și din păcate nu avem cum să obținem o victorie în acest match. De fapt am fi putut dacă eram un pic mai atenți. Haideți totuși să încercăm, poate avem noroc cu această rachetă. Da, și nesperat obținem o victorie după un match destul de prost, dar cu puțină șansă. Bun. Ok. Avem trebuie să facem niște trade-uri, să mai schimbăm din de fapt nu. Haideți să creștem Valkyra. Vedem că mai avem nevoie de 50 de cărți și o vom putea maxa și pe la level 14. O să folosim wildcard-uri, avem destul de multe. Și bineînțeles o vom upgrada la level maxim. Ok, crește un pic damage-ul și hit points-ul. Da, bineînțeles. Următoarea carte pe care am putea să o maxăm ar fi acest freeze. Și mai avem nevoie de 40 de cărți, avem doar 37 de wildcard-uri, ceea ce înseamnă că nu putem face asta chiar acum. Așa că vom mai aștepta. Bun. Ziceam să facem niște trade-uri aici cu comune ca să putem să luăm câteva arcașe. Să vedem dacă mai funcționează șmecheria. Bun. Ne luăm acum cam un token-ul. Avem aici 5 epice și 7000 de gold. Bun. Da, păi, haideți acum să maxăm și freeze-ul. Vom folosi 40 de wildcard-uri și vom folosi Magic Coin-ul pe care îl avem de foarte mult timp și cred că e vremea lui. Bun. Asta înseamnă că vom economisi 100.000 de gold. Și avem și freeze-ul la level maxim. Bun, în acest moment în deck-ul nostru principal avem 5 cărți maxate din cele 8 și destul de curând vor veni și următoarele. Sunt comune și adică o comună și două rare pe care le vom strânge destul de ușor. Mai greu cu gold-ul, în schimb. Bun. Hai să scriem și acest chest și revenim cu chestul din clan. Și am revenit cu rezultatul de la war. Haideți să vedem ce chest vom primi. Avem un chest de level 1, de rank 1, și sunt curios ce legendar vom găsi în el, dacă nu chiar un nou campion. Hai să vedem, avem 4410 gold, avem un wild card legendar, Royal Recruits, Battle Ram și Prince, 15 bucăți, da, din păcate doar legendară, fără wildcard. Și un nou loc 1 care ne aduce cred că 100 de puncte în clasament. Bun. Deschidem și acest chest și vom încheia acest episod cu încă un match de 1v1. Match pe care dacă îl vom câștiga am atins deja ultimul reward din Challenger 2.
Bun, hai să-i dăm și ultimul meci din acest episod. Vom câștiga oricum Goldul dacă reușim să doborâm cel puțin un turn. Punem aici mini Pekka. Trimitem Valkyra în față. Punem aici Hogul. Și dăm un freeze pe turn. Ok, reușim să-i dăm ceva damage pe turnul din stânga. Ne apărăm aici bine de Hog. Scăpăm fără damage pe turn și după primul minut stăm foarte bine în acest match. Hai să vedem. Începem din nou cu arcașele din spate. Punem și Valkyra pe acel Ice Golem și voi trimite Hog-ul pe partea dreaptă de data asta, în speranța că va pune ceva trupe acolo și îl vom mai slăbi în stânga. Ok, are un Ice Wizard care vine pe stânga. Punem aici mini Pekka. Cu două hituri ar trebui să scoată Hog-ul și ieșim foarte bine din acest atac. Da, avem nevoie de o rachetă și de săgeți ca să-i doborâm turnul din stânga și vom aștepta până la finalul meciului să dăm cele două speluri. Bun, trimitem aici Valkyra. Dăm totuși un Eros. Trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Ok, reușim cu primul turn. Ar trebui să reușim și cu cel de-al doilea. Și de ce nu să dăm poate chiar un trick round? Și vrea să încercăm să... Punem aici mini Pekka. Și un freeze. Un Eros, poate reușim. Nu reușim, din păcate, un singur turn doborâm, dar obținem victoria, ceea ce e cel mai important. Avem aici un Platinum Gold Crate. Hai să vedem de ce de 12 ore în care, nu de 4, a de 8 ore, în care găsim doar gold. Bun. Vedem că am strâns și ceva Star Points pe care putem să-i folosim pentru a maxa, pentru a upgrada o nouă carte cu Star Level 2. Hai să vedem care ar putea fi următoarea carte pe care să o facem la Star Level 2. Sunt curios cum arată Skeleton Barrel-ul la Level 2. Ok, și la Level 3 are colții mai... ok, Star Level 1, puțin gol, nici nu se vede. Star Level 2, în schimb, da, are capetele din aur și la Level 3 sunt mai ascuțite. Așa pare cea săgeată în exterior. Bun, păi mergem pe Skeleton Barrel. Ok, Star Level 2, încă o carte. Consumăm astfel cam tot Star Points-ul pe care l-aveam la dispoziție. Am fi putut, de fapt, să facem... să facem Electro Wizard-ul, care încă n-are Star Points, dar avem nevoie doar de 5.000 și îl vom face într-un episod următor. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!